Mircea Eliade Istoria credințelor și ideilor religioase Descoperirea agriculturii Mezoliticul și Neoliticul Un paradis pierdut La sfârșitul epocii glaciare, către aproximativ 8.000 de ani în urmă, Climatul și peisajul s-au schimbat în mod radical și, ca urmare și flora și fauna a Europei la nord de alpi. Retragerea ghețarilor a provocat migrația faunei către regiunile septentrionale. Treptat, pădurea s-a substituit stepelor arctice. Vânătorii au urmărit vânatul, mai ales turmele de reni, dar rărirea faunei a obligat să se instaleze pe malurile lacurilor și pe litoralul și să trăiască din pescuit, Noile culturi care s-au dezvoltat în mileniile ulterioare aparțin perioadei mezoliticului. În epoca occidentală, ele sunt net mai sărace decât grandioasele creații ale paleoliticului superior. Din potrivă, în Asia de Sud-Est și în special în Palestina, mezoliticul constituie o perioadă axială. Este epoca domesticirii primelor animale și a începuturilor agriculturii. Se cunosc destul de puțin practicile religioase ale vânătorilor care au urmărit turmele de reni în nordul Europei, în depozitul de nemol al unei apestătătoare din Stelmor, lângă Hamburg. Arust a găsit resturile a 12 reni întregi scufundați cu pietre în pântece sau în cușca toracică. Rust și alți autori au interpretat acest fapt ca o frandă de jertfire a primului vânat adusă unei divinități, probabil stăpânului animalelor. Dar H. Polhausen a amintit că eschimoșii își conservă proviziile de carne în apa înghețată a lacurilor și a rurilor. Totuși, după cum recunoaște însă și Polhausen, această explicație implică nu exclude intenționalitatea religioasă a anumitor depozite. Într-adevăr, sacrificiul prin scufundare este larg atestat și în epoși diferite, din Europa septentrională până în India. Lacul de la Stelmör era probabil considerat loc sacru de către vânătorii din mezolitic. Rustacules din zăcământ numeroase obiecte, săgeți din lemn, unelte din os, topoare ciuplite din coarne de ren. Probabil că ele reprezintă ofrande, cum este cazul obiectelor din epoca bronzului sau a fierului găsite în unele lacuri și mlaștini din Europa occidentală. Desigur, mai mult de 5 milenii despart cele două grupe de obiecte, dar continuitatea acestui tip de practică religioasă este neîndoielnică. În izvorul zis saint Suver au fost descoperite silexuri din Neolitic, sparte intenționat în semn de ex voto, obiecte din vremea galilor, a galoromanilor și din evul mediu până în zilele noastre. Trebuie de asemenea ținut seamă de faptul că, în acest caz, practica s-a menținut în pofida influenței culturale a Romei imperiale și, mai ales, în ciuda interdicțiilor repetate ale bisericii creștine. Dincolo de interesul său intrinsec, acest exemplu are o valoare paradigmatică. El ilustrează admirabil continuitatea lucrurilor sfințite și a anumitor practici religioase. Tot în stratul mezoitic de la Stelmor, a. Rust a descoperit un stâlp din lemn de pin cu un craniu de ren în vârf. După J. Maringer, acest stâlp cultural indică probabil prânzuri rituale. Era consumată carnea renilor, iar capetele lor erau oferite unei ființe divine. Nu departe de Ahrensburg-Hoffenbach, într-o stațiune mezolitică datată cu aproximativ 10.000 de ani în urmă, A. Rust a degajat din fundul unui lac un trunchi de salcie de... 3 metri și jumătate lungime, sculptat grosolan. Se disting capul, un gât lung și vagi trăsături incizate care, după autorul descoperirii, reprezintă brațele. Acest idol fusese împlântat în lac, dar în împrejur nu s-au găsit nicio seminte, nici obiecte de vreun fel. E vorba probabil de imaginea unei ființe supranaturale, deși este imposibil de precizat structura acesteia. Alături de sărăcia acestor puține documente ale vânătorilor de reni, arta rupestră a Spaniei Orientale oferă istoricului religiilor un material considerabil. Pictura rupestră naturalistă a Paleoliticului Superior s-a transformat în levantul spaniol într-o artă geometrică rigidă și formalistă. Periții stâncoși din Sierra Morena sunt acoperiți de figuri antropomorfe și teriomorfe mai ales de cerbi și mufloni, reduse la câteva linii și cu diferite semne. Pang de cercuri, puncte, sori. Hugo Obermeier a arătat că aceste figuri antropomorfe se aseamănă desenelor specifice galeților pictați în azilian. Întrucât această civilizație derivă din Spania, reprezentările antropomorfe înscrise pe pereții de stâncă și cele de pe galeți trebuie să aibă semnificații asemănătoare. Au fost explicate ca simboluri falice, ca elemente ale unei scriituri sau ca semne magice. Cea mai convingătoare pare comparația cu ciuringurile australiene. Se știe că aceste obiecte rituale, cel mai adesea din piatră și ornate cu diverse desene geometrice, reprezintă corpul mistic al strămoșilor. Ciuringurile sunt ascunse în peșteri sau îngropate în anumite locuri sacre și nu sunt comunicate tinerilor decât la terminarea inițierii lor. La tripul Aranda, tatăl se adresează fiului în acești termeni. Iată corpul tău, din care ai ieșit printr-o nouă naștere. Sau, acesta este trupul tău. El este strămoșul care erai tu când, în viața ta anterioară, peregrinai. Apoi ai coborât în peștera sfântă pentru ca să te odihnești acolo. În cazul în care galeții pictați la Mazdazil ar fi avut, cum este probabil, o funcțiune analogă aceleia a druizilor, este imposibil de știut dacă autorii lor împărtășeau idei similare cu acele ale australienilor. Nu putem să ne îndoim totuși de semnificația religioasă a galeților azilieni. În grota de la Birsek, din Elveția, s-au găsit 133 de galeți zugrăviți, aproape toți sparți. Pare probabil ca ei să fi fost sparți de către dușmani sau de locuitorii ulterior ai cavernelor. În ambele cazuri, ceea ce se urmărea era anihilarea forței magico-religioase prezente în aceste obiecte. După toate aparențele, grotele și locurile ornate cu picturi rupestre din levantul spaniol constituiau locuri sfinte. Cât privește sorii sau alte semne geometrice care însoțesc figurile antropomorfe, semnificația lor rămâne misterioasă. Nu avem niciun mijloc pentru a preciza originea și dezvoltarea credinței în strămoși în perioadele preistorice. Judecând după paralelele etnografice, acest complex religios este susceptibil să coexiste cu credința în ființe supranaturale sau în stăpânul animalelor. Nu vedem de ce ideea strămoșilor mitici nu ar face parte din sistemul religios al oamenilor din Paleolitic. Ea este solidară cu mitologia originilor, originea lumii a vânatului, a omului, a morții, specifică civilizațiilor de vânători. De altfel, e vorba de o idee religioasă universal răspândită și fertilă mitologic, căci ea s-a menținut în toate religiile, chiar cele mai complexe, cu excepția budismului. Se întâmplă ca o idee religioasă arhaică să se dezvolte într-un mod neașteptat în anumite epoci, ca urmarea unor împrejurări speciale. Dacă este adevărat că ideea de strămoș mitic și cultul strămoșilor domină mezoliticul european, probabil că, așa cum gândește J. Maringer, importanța acestui complex religios se explică prin amintirea epocii glaciare, când strămoșii îndepărtați trăiau într-un fel de paradis al vânătorilor. Într-adevăr, australienii consideră că strămoșii mitici au trăit în epoca de aur, într-un paradis terestru, în care vânatul abunda, în care noțiunile de bine și de rău erau practic necunoscute. Exact această lume, paradisiacă, încearcă australienii să o reactualizeze în timpul anumitor sărbători, când legile și interdicțiile sunt suspendate. Lucru, tehnologie și lume imaginare. Așa cum am spus, în Orientul apropiat, mai ales în Palestina, mezoliticul marchează o epocă creatoare, păstrându-și totodată caracterul său de tranziție între două tipuri de civilizație. Aceea a vânătorii și culesului, și cea bazată pe cultura cerealelor. În Palestina, vânătorii Paleoliticului Superior par să fi locuit în peșteri o lungă perioadă de timp. Reprezentanții culturii natufiene sunt cei care au optat pentru o existență net sedentară. Ei locuiau în peșteri precum și în aer liber. Natufienii descoperiseră importanța alimentară a cerealelor sălbatice pe care le secerau cu seceri de piatră și cărora le zdrobeau semințele într-o piuliță cu ajutorul unui pisălog. Era un mare pas înainte spre agricultură. Domesticirea animalelor a început și ea în timpul mezoliticului, dar nu se generalizează decât la începutul neoliticului. Rezultatele imediate ale cultivării gramineelor se vedesc în expansiunea populației și dezvoltarea comerțului, fenomene care caracterizează deja civilizația natufiană. Spre deosebire de schematismul geometric, specific desenelor și picturilor mezoliticului european, arta natufienilor este naturalistă. S-au scos la lumina zilei mici sculpturi de animale și figurine umane, adesea în postură erotică, Simbolismul sexual al pilonilor sculptați în formă de falus este atât de evident că nu poți să te îndoiești de semnificația lor magico-religioase. Cât privește depozitele de cranii, s-au comparat documentele natufiene cu depozitele descoperite la Ofnet în Bavaria și în peștera de la Hochlenstern, din Wittenberg. Toate aceste cranii aparțineau unor indivizi care fuseseră masacrați, poate de către vânătorii de cranii sau de canibali. Și, într-un caz, și în celălalt, se poate presupune că e vorba de un act magic-religios, întrucât capul era considerat sediu al Sufletului. De multă vreme, grație viselor și experiențelor extatice și paraextatice, se recunoscuse existența unui element independent de corp, pe care limbile moderne îl desemnează prin termenii Suflet, Spirit, Suflu, Viață, Dublu, etc. Acest element spiritual, nu poate fi numit altfel pentru că era perceput ca imagine, viziune, apariție, era prezent în corpul întreg. El constituia într-o câtva dublul său. Dar localizarea sufletului sau a spiritului în creier a avut consecințe considerabile. Pe de o parte, exista credința că se poate asimila elementul spiritual al victimei, consumând creierul său, pe de altă parte, craniul, sursă de putere, devenea obiect de cult. În afara agriculturii, alte descoperiri au avut loc în timpul mezoliticului, cele mai importante fiind arcul și fabricarea funiilor, a plaselor, a cârligelor de undiță și a embarcațiunilor pentru călătorii destul de lungi. Ca și celelalte invenții anterioare, unelte din piatră, diverse obiecte lucrate în os și în coarne de cerb, veșminte și corturi din piei, etc., precum și cele care vor fi executate în neolitic, în primul rând ceramica, toate aceste descoperiri au suscitat mitologii și afabulații Paramitologice și adesea un temeat comportamente rituale. Valoarea empirică a acestor invenții este evidentă. Mai puțin evidentă este importanța activității imaginare declanșate de intimitate cu diferitele modalități ale materiei. Lucrând cu un silex sau cu un ac primitiv, legând piei de animale sau panouri de lemn, pregătind o undiță sau un vârf de săgeată, Modelând o statuietă în lut, imaginația decelează analogii nebănuite între diferite niveluri ale realului. Uneltele și obiectele sunt încărcate de nenumărate simbolisme, lumea lucrului, microuniversul care confiscă atenția meșteșugarului timp îndelungat și devine un centru misterios și sacru bogat în semnificații. Lumea imaginară creată și continuă îmbogățită prin contactul cu materia se lasă cu greu surprinsă din creațiile figurative sau geometrice ale diferitelor culturi preistorice. Dar ea ne este accesibilă și din experiențele propriei noastre imaginații. Mai ales această continuitate la nivelul activității imaginare ne poate permite să înțelegem existența oamenilor trăind în acele epoci îndepărtate. Dar activitatea imaginară a omului preistoric, spre deosebire de aceea a oamenilor din societățile moderne, era înzestrată cu o dimensiune mitologică. Un număr considerabil de figuri supranaturale și episoade mitologice, pe care le vom întâlni în tradițiile religioase ulterioare, reprezintă foarte probabil descoperiri ale epociilor de piatră. Moștenirea de la vânătorii din Paleolitic. Progresele realizate în vremea mezoliticului pun capăt unității culturale a populațiilor paleolitice și declanșează varietatea și divergențele care vor deveni de acum înainte principala caracteristică a civilizațiilor. Rămășițele societăților de vânători paleolitici încep să pătrundă în regiunile marginale sau greu accesibile, deșertul, marile păduri, munții, dar acest proces de îndepărtare și de izolare a societăților paleolitice nu implică, dispariția comportamentului și spiritualității specifice vânătorului. Vânătoarea ca mijloc de subzistență se prelungește în societățile de agricultori. Probabil că un anumit număr de vânători, care refuzau să participe activ la economia cultivatorilor, au fost folosiți ca apărători ai satelor. La început împotriva fiarelor sălbatice care îi hărțuiau pe sedentari și distrugeau ogoarele, iar mai târziu împotriva tâlharilor. Este de asemenea posibil ca primele organizații militare să se fi constituit pornind de la aceste grupuri de vânători, apărători ai satelor. Cum vom vedea îndată, războinicii, cuceritorii și aristocrațiile militare prelungesc simbolismul și ideologia vânătorilor exemplar. Pe de altă parte, sacrificiile sângeroase, practicate atât de cultivatori cât și de păstori, repetă la urma urmei uciderea vânatului de către vânători un comportament care, timp de 1 sau două milioane de ani, s-a confundat cu modul uman, sau cel puțin masculin, de existență și nu se lasă ușor desființat. După mai multe milenii de la triumful economiei agricole, Veltan vânătorului primitiv se va face din nou resimțit în istorie. Într-adevăr, invaziile și cuceririle indo-europenilor sau ale tulcomungolilor vor fi întreprinse sub semnul Vânătorului prin excelență, a carnasierului. Membrii confrăierilor militare indo-europene și cavalerii nomazi ai Asiei Centrale se comportau față de populațiile sedentare pe care le atacau asemenea carnasierilor care vânează, sugrumă și devoră erbivorele stepei sau vitele țăranilor. Numeroase triburi indo-europene și turcomongole aveau ca eponimi animale de pradă, în special lupul, și se considerau urmașii unui strămoș mitic teriomorf. Inițierile militare ale indo-europenilor comportau o transformare ritualică în lup. Războinicul exemplar își însușea comportamentul unui carnasier. Pe de altă parte, urmărirea și dobândirea unei sălbăticiuni devine modelul mitic al cuceririi unui teritoriu și al întemeierii unui stat. La asirieni, iranieni și turcomongoli, tehnicile de vânătoare și cele de război se asamănă până la confuzie. Pretutindeni în lumea euroasiatică, de la apariția sirienilor până la începuturile epocii moderne, vânătoarea constituie totodată educația prin excelență și sportul favorit al suveranilor și al aristocrațiilor militare. De altfel, prestigiul fabulos al felului de existență al vânătorului, în comparație cu acela al cultivatorilor sedentari, se menține încă la numeroase populațiuni primitive sutele de mii de ani trăite într-un fel de simbioză mistică cu lumea animală au lăsat urme indelebile. În plus, extazul orgiastic e capabil să reactualizeze comportamentul religios al primilor paleohominizi când vânatul era devorat crud. E ceea ce s-a întâmplat în Grecia cu adoratorii lui Dionisos sau la începutul secolului al XX-lea la populațiile saua din Maroc. Cultivarea plantelor alimentare Mituri de origine Se știe din 1965 cu că satele au precedat descoperirea agriculturii, ceea ce Gilde numea Revoluția Neolitică a avut loc treptat între 9000 și 7000 înainte ere noastre, de asemenea că, spre deosebire de ceea ce se credea până de curând, cultura agrară și domesticirea animalelor au precedat fabricarea ceramicii. Se cunoaște încă puțin antichitatea vegeculturii și raporturile ei cu cerealicultura. Unii etnologi sunt înclinați să considere vegecultura mai veche decât cultura grânelor. Alții, din potrivă, consideră că ea reprezintă o imitație sărăcită a agriculturii. Una din rarele indicații precise a fost furnizată de săpăturile efectuate în America de Sud, în câmpiile din Rancho Peludo, în Venezuela, și Momii, în Columbia. Vestigii ale unei culturi de manioc au fost descoperite sub nivelul culturii porumbului, ceea ce înseamnă antecedența vegeculturii. Recent, o nouă dovadă a vechimii vegeculturii a fost pusă în evidență în Thailanda, într-o peșteră, Grota Fantomelor, s-au exfumat mazărea cultivată, bob și rădăcini de plante tropicale. Analiza cu radiocarbon indică date în jur de 900.000 de ani în urmă. Este inutil să insistăm asupra importanței descoperirii agriculturii pentru istoria civilizației. Devenind producătorul hranei sale, omul a trebuit să-și modifice comportamentul ancestral. Înainte de toate, el a trebuit să-și perfecționeze tehnica măsurării timpului, descoperită deja din Paleolitic. El nu se mai putea mulțumi doar să asigure exactitatea anumitor date viitoare cu ajutorul unui rudimentar calendar unar. De aici înainte, cultivatorul va fi obligat să-și elaboreze proiectele cu mai multe luni înainte de punerea lor în aplicare. Obligat să execute, într-o ordine precisă, o serie de activități complexe în vederea unui rezultat îndepărtat și, mai ales la început, niciodată sigur. Recolta, în plus, cultura plantelor a impus o diviziune a muncii altfel orientată de cum era înainte, căci principala responsabilitate în asigurarea mijloacelor de trai revenea de aici înainte femeilor. Numai puțin considerabile au fost consecințele descoperirii agriculturii pentru istoria religioasă a omenirii. Domesticirea plantelor a prilejuit o situație esențială până acum inaccesibilă, ea a provocat creări și resturnări de valori care au modificat radical universul spiritual al omului preneolitic. Vom analiza în data această revoluție religioasă inaugurată de triumful cerealiculturii. Pentru moment să reamintim miturile care explică originea celor două tipuri de agricultură. Cunoscând cum explicau cultivatorii apariția plantelor alimentare, aflăm în același timp justificarea religioasă a modurilor lor de comportare. Majoritatea miturilor de origine au fost culese de la populațiile primitive, care practicau fie vegecultura, fie cerealicultura. O temă destul de răspândită arată că tuberculii și arborii cu fructe bune de mâncat, cocotierul, bananierul, s-ar fi născut dintr-o divinitate jertfită. Exemplul cel mai faimos vine din Seram, una din insulele de lângă Noua Guinee din corpul sfârtecat și îngropat în pământ al unei tinere fete de origine semidivină, hainuele, cresc plante necunoscute până atunci, în primul rând, tubercul. Acest omor primordial a schimbat în mod radical condiția umană, căci el a introdus sexualitatea și moartea și a instaurat instituțiile religioase și sociale care sunt încă în vigoare. Moartea violentă a hainuelei nu e numai o moarte creatoare, ea permite zeiței să fie continuu prezent în viața oamenilor și chiar în moartea lor. Hrănindu-se cu plante răsărite din corpul zeiței, omul se hrănește în realitate cu substanța însăși a divinității. Nu intenționăm să insistăm asupra importanței acestui mit de origine pentru viața religioasă și cultura paleocultivatorilor. E suficient să spunem că toate activitățile responsabile, ceremonii de pubertate, sacrificii de animale sau sacrificii umane, canibalism, ceremonii funerare, etc., constituie la drept vorbind rememorarea asasinatului primordial. Este semnificativ faptul că agriculturul asociază cu o crimă munca, pașnică prin excelență, care îi asigură existența. În timp ce în societățile de vânători, responsabilitatea carnajului este atribuită altuia, unui străin. E de înțeles atitudinea vânătorului. El se teme de răzbunarea animalului doborât, mai exact a sufletului său. Sau se justifică în fața stăpânului animalelor în ce privește paleocultivatorii. Mitul omorului primordial justifică, desigur, riturile sângeroase, precum sacrificiul uman și canibalismul, dar este greu de precizat contextul său religios inițial. O temă mitică analoagă explică originea plantelor nutritive, atât tubercul cât și cereale, ca provenind din excrețiile sau resturile unei zeități sau ale unui strămoș mitic. Când beneficiarii descoperă sursa respingătoare a alimentelor, ei doboară pe autorul lor. Dar urmând sfaturile acestuia, îi sfârtecă trupul și îngroapă bucățile. Plantele nutritive și alte elemente de cultură cresc din cadavrul său. Semnificația acestor mituri este evidentă. Plantele alimentare sunt sacre pentru că s-au născut din trupul unei divinități. Hrănindu-se cu ele, omul mănâncă în ultimă instanță o ființă divină. Planta alimentară nu este dată în lume așa cum este dat animalul. Ea este rezultatul unui eveniment dramatic primitiv, în cazul de față, produsul unui asasinat. Vom vedea mai târziu consecințele acestor teologii alimentare. Etnologul german Ad E. Jensen consideră că mitul Hanuele este specific paleocultivatorilor de tuberculi. În ceea ce privește miturile despre originea cerealii culturii, ele pun în scenă un furt primordial. Cerealele există, dar în cer, păzite cu gelozie de către zei. Un erou civilizator urcă la cer, pune stăpânire pe câteva semințe și le dăruiește oamenilor. Jensen numea aceste două tipuri de mitologii, Hanuele și Prometeu, și le raporta la civilizația paleocultivatorilor, vegecultura, și respectiv la aceea a agricultorilor propriu-ziși. Distincția este fără îndoială reală. Totuși, în ce privește cele două tipuri de mituri de origine, ea este mai puțin rigidă decât considera Jensen, deci numeroase mituri explică apariția cerealelor pornind de la o ființă primordială jertfită. Să adăugăm că în religiile agricultorilor, originea cerealelor este de asemenea divină. Dăruirea de cereale oamenilor este adesea pusă în relație cu o hierogamie între zeul cerului sau al atmosferei și mama pământ, sau cu o dramă mitică implicând împreunarea sexuală, moartea și învierea. Femeia și vegetația, spațiul sacru și renoirea periodică a lumii. Prima și poate cea mai importantă urmare a descoperirii agriculturii provoacă o criză în valorile vânătorilor paleolitici. Relațiile de ordin religios cu lumea animală sunt înlocuite cu ceea ce se poate numi solidaritatea mistică între om și vegetație. Dacă oasele și sângele reprezentau până acum esența și sacralitatea vieții, de aici înainte sperma și sângele le întruchipează, în plus, femeia și sacralitatea feminină sunt ridicate la rangul de primă putere. Deoarece femeile au avut un rol principal în cultivarea plantelor, ele devin stăpânele câmpurilor cultivate, ceea ce le ridică poziția socială și creează instituții caracteristice, ca de pildă matrilocația, prin care soțul era obligat să locuiască în casa soției sale. Fertilitatea pământului este solidară cu fecunditatea feminină. Prin urmare, femeile devin responsabile de belșugul recoltelor, căci ele cunosc misterul creației este vorba de un mister religios pentru că guvernează originea vieții, hrana și moartea. Gria este asimilată femeii. Mai târziu, după descoperirea plugului, munca agrară e asimilată actului sexual. Dar vreme de milenii, mama pământ zămislea și năștea singură prin partenogeneză. Amintirea acestui mister supraviețuia încă în mitologia olimpică. Hera concepe singură și de naștere lui Hephaistos, lui Ares, și se lasă descifrat în numeroase mituri și în numeroase credințe populare cu privire la zămislirea oamenilor din pământ, nașterea pe sol, depunerea noului născut pe pământ, etc. Născut din pământ, omul, murind, se reîntoarce la mama sa. Târăște-te spre pământ, mama ta, exclamă poetul vedic Rig Vecia. Desigur, sacralitatea feminină și maternă nu era ignorată în paleolitic, dar descoperirea agriculturii îi mărește sensibil puterea, Sacralitatea vieții sexuale, în primul rând sexualitatea feminină, se confundă cu enigma miraculoasă a creației. Partenogeneza, hieros gamos și urgia ritualică exprimă în planuri diferite caracterul religios al sexualității. Un simbolism complex de structură antropocosmică asociază femeia și sexualitatea cu ritmurile lunare, cu pământul asimilat matricei și cu ceea ce se poate numi misterul vegetației. Mister care reclamă moartea seminței spre a-i asigura o nouă naștere, cu atât mai miraculoasă cu cât se manifestă printr-o uimitoare multiplicare. Asimilarea existenței umane cu viața vegetativă se exprimă în imagini și metafore împrumutate din drama vegetală. Viața este ca floarea câmpului, etc. Această imagerie a nutrit poezia și reflexia filozofică timp de milenii, și ea rămâne încă adevărată pentru omul contemporan. Toate aceste valori religioase, consecutive descoperirii agriculturii, au fost articulate progresiv în decursul timpului. Noi le-am amintit totuși, de pe acum, pentru a reliefa caracterul specific al creațiilor mezolitice și neolitice. Vom întâlni mereu idei religioase, mitologii și scenarii rituale, solidare cu misterul vieții vegetale. Deci, creativitatea religioasă a fost suscitată nu de fenomenul empiric al agriculturii, ci de misterul nașterii morții și al renașterii identificat în ritmul vegetației. Crizele care pun în pericol recolta, inundațiile, secetele, etc., vor fi traduse pentru a fi înțelese, acceptate și stăpânite în drame mitologice. Aceste mitologii și scenariile rituale care depind de ele vor domina timp de milenii civilizațiile Orientului apropiat. Tema mitică a zeilor care mor și învie se numără printre cele mai importante în anumite cazuri, aceste scenarii arhaice vor da naștere la noi creații religioase, de exemplu Eleusis, misterele greco-orientale. Civilizațiile agricole elaborează ceea ce se poate numi o religie cosmică, pentru că activitatea religioasă este concentrată în prejurul misterului central, înnoirea periodică a lumii. La fel ca și existența umană, ritmurile cosmice sunt exprimate în termeni împrumutați din viața vegetală, Misterul sacralității cosmice este simbolizat în copacul lumii. Universul este conceput ca un organism care trebuie renuit periodic. Cu alte cuvinte, în fiecare an, realitatea absolută, întinerirea, imortalitatea sunt accesibile unor privilegiați sub forma unui fruct sau a unui izvor lângă un arbore. Arborele cosmic este socotit a fi în centrul lumii și unește cele trei regiuni cosmice, căci el își afundă rădăcinile în infern și vârful său atinge cerul. Întrucât lumea trebuie renuită periodic, cosmogonia va fi reiterată prin ritualuri cu ocazia fiecărui an nou. Acest scenariu mitico-ritual este atestat în Orientul Apropiat și la indoiranieni, dar îl găsim de asemenea în societățile de cultivatori primitivi care prelungesc întrucâtva, câtva concepțiile religioase ale Neoliticului. Ideea fundamentală, înnoirea lumii prin repetarea cosmogoniei, e desigur mai veche, preagricolă. O regăsim cu variații inevitabile la australieni și la numeroase triburi din America de Nord. La paleocultivatori și agricultori, scenariul mitico-ritual de anul nou comportă revenirea morților. Ceremonia asemănătoare supraviețuiesc în Grecia clasică, la vechii germani, în Japonia, etc. Experiența timpului cosmic, mai ales în cadrul muncilor agricole, sfârșește prin a impune ideea timpului circular și a ciclului cosmic. Deoarece lumea și existența umană sunt valorizate în termenii vieții vegetale, ciclul cosmic este conceput ca o repetare indefinită a acelui așerit: naștere, moarte, renaștere. În India post-vedică, această concepție va fi elaborată în două doctrine solidare. Aceea a ciclurilor, iugă, care se repetă la infinit, și aceea a transmigrației sufletelor. Pe de altă parte, ideile arhaice articulate în jurul înnoirii periodice a lumii vor fi reluate, reinterpretate și integrate în mai multe sisteme religioase din Orientul apropiat. Cosmologiile, eschatologiile și mesianismele care vor domina timp de două milenii Orientul și lumea mediteraneană își trag rădăcinile din concepțiile neoliticului. La fel de importante au fost și valorizările religioase ale spațiului, adică, în primul rând, ale locuinței și satului. O existență sedentară organizează altfel lumea decât o viață nomadă. Pentru agricultor, spațiul în care trăiește, casa, satul, ogorul, constituie adevărata lume. Centrul lumii este locul consacrat prin ritualuri și rugăciuni, căci, prin el, are loc comunicarea cu ființele supraumane. Nu cunoaștem semnificațiile religioase atribuite de oamenii neoliticului din Orientul apropiat caselor și satelor lor. Se știe doar că, începând de la un anumit moment, ei clădeau altare și sanctuare. Dar în China se poate reconstitui simbolismul casei neolitice pentru că există o continuitate sau o analogie cu anumite tipuri de locuințe din Asia de Nord și din Tibet. În cultura neolitică din Yangzhou există mici construcții circulare, circa 5 metri în diametru, cu stâlpi sprijinind acoperișul, aliniați în unei gropi centrale care slujea drept vatră. Acoperișul avea probabil o gaură prin care ieșea fumul din cămin. Această casă, clădită din materiale tari, ar fi avut aceeași structură ca și iurta mongolă din zilele noastre. Ori, se cunoaște simbolismul cosmologic pe care îl întruchipează iurta și corturile populațiilor nord-asiatice. Cerul este conceput ca un imens cort susținut de un stâlp central. Țărușul cortului sau deschizătura superioară pentru evacuarea fumului sunt asimilate stâlpului lumii sau găurii cerului, steaua polară. Această deschizătură este numită de asemenea fereastra cerului, Tibetanii numesc deschiderea din acoperișul caselor lor soarta cerului sau poarta cerului. Simbolismul cosmologic al locuinței este atestat la un număr mare de societăți primitive. În tip mai mult sau mai puțin manifest, locuința este considerată o imago mundi. Întrucât găsim exemple la toate nivelurile de cultură, nu vedem de ce primii oameni neolitici din Orientul apropiat ar fi făcut excepție cu atât mai mult cu cât, în această regiune, simbolismul cosmologic al arhitecturii va cunoaște cea mai bogată dezvoltare. Împărțirea locuinței între cele două sexe, obicei atestat deja în Paleolitic, avea probabil o semnificație cosmologică. Diviziunile de care fac dovadă satele cultivatorilor corespund în general unei dihotomii în același timp clasificatoare și rituală, chiar și pământ, masculin și feminin, etc și aparțin totodată la două grupe rituale antagonice. Or, cum vom vedea în numeroase ocazii, luptele rituale între două grupuri opuse joacă un rol important, mai ales în scenariile de anul nou. Fie că e vorba de repetiția unei lupte mitice, ca în Mesopotamia, sau pur și simplu de confruntarea dintre două principii cosmogonice, iarnă-vară, zi-noapte, viață-moarte, semnificația profundă este în ambele cazuri aceeași confruntarea, întrecerile, luptele, trezesc, stimulează sau augmentează forțele creatoare ale vieții. Această concepție biocosmologică, elaborată probabil de către agricultorii din Neolitic, va cunoaște în decursul vremilor multiple reinterpretări, chiar deformări. Ea este greu recunoștibilă, de exemplu, și în anumite tipuri de dualism religios, nu pretindem că am enumerat toate creațiile religioase suscitate de descoperirea agriculturii. Ne-am mulțumit să arătăm sursa comună, în neolitic, a câtorva idei care își vor cunoaște dezvoltarea, adeseori, mii de ani mai târziu. Să adăugăm că difuziunea religiozității structurii agrare a avut drept rezultat, în ciuda nenumăratelor variații și inovații, constituirea unei anumite unități fundamentale, care, încă în zilele noastre, apropie societăți rurale atât de depărtate unele de altele, cum sunt acelea din prajma Mediteranei, din India și din China. Religii neolitice în Orientul Apropiat S-ar putea spune că, din Neolitic până în epoca fierului, istoria ideilor și a credințelor religioase se confundă cu istoria civilizației. Fiecare descoperire tehnologică, fiecare invenție economică și socială este, se pare, dublată de o semnificație și de o valoare religioasă. Când în paginile care urmează vom menționa anumite inovații ale neoliticului, va trebui să ținem seama în egală măsură de ecoul lor religios. Totuși, pentru a nu întrerupe prea des unitatea expunerii, nu le vom scoate chiar totdeauna în relief. Astfel, de exemplu, toate aspectele culturii de la Ierihon ar merita un comentariu religios. Ierihonul este poate cel mai vechi oraș din lume. Deși nu cunoștea ceramica, totuși fortificațiile, turnul masiv, marile edificii publice, dintre care unul cel puțin pare a fi fost construit în vederea unor ceremonii rituale, denotă o integrare socială și o organizare economică ce anunță viitoarele state cetăți din Mesopotamia. Jay Garstang și Kathleen Kenyon au scos la iveală mai multe clădiri având o structură puțin comună, pe care le-au numit temple și capelă de familie. Printre documentele clar religioase, două statuete feminine și câteva altele figurând animale indică un cult al fertilității. Unii autori au acordat o semnificație particulară resturilor a trei imagini din Ipsos descoperite de Jay Garstang în anii 30. Ele ar reprezenta un om cu barbă, o femeie și un copil. Ochii sunt marcați cu scoici. Garstang a crezut că a putut să identifice în aceste resturi cea mai veche triadă divină cunoscută, comportând probabil o mitologie analogă a celeia care va domina mai târziu Orientul apropiat. Dar această interpretare este încă controversată. Morții erau îngropați sub la caselor. Câteva cranii exfumate de către Kathleen Kenyon ne arată o pregătire specială, Părțile inferioare sunt mulate în ipsos și ochii sunt marcați cu scoici, astfel încât nu au putut fi asemuite cu niște adevărate portrete. E vorba, desigur, de un cult al craniilor. Dar s-ar putea spune, de asemenea, că e vorba de efortul de a păstra amintirea individului viu. Regăsim cultul craniilor la Ei Ramad, în Siria, lângă Damasc, unde săpăturile au scos la lumina zilei calote craniene cu fruntea vopsită în roșu și cu fața supramodelată. Tot în Siria, Tei Ramad și Biblos, mai exact la niveluri datând din mileniu al cincilea, provin câteva figurine antropomorfe din Lut. Cea descoperită la Biblos este bisexuală. Alte statuete feminine, găsite în Palestina și datând în jurul anilor 4500, o reprezintă pe zeița mamă sub un aspect terifiant și demoniac. Cultul fertilității și cultul morților par deci solidare. Într-adevăr, culturile de la Hacilar și de la Cătăi Hii, în aproximativ anul 7000, în Anatolia, care au precedat și probabil au influențat cultura preceramică din Ierihon, indică existența unor credințe similare. Cultul craniilor este amplu atestat la Hacilar. La Cătăi scheletele erau îngropate sub pardoseala caselor, însoțite de ofrande funerare. Bijuterii, pietre semiprețioase, arme, textile, fase din lemn, etc. În cele 40 de sanctuare dezgropate până în 1965 s-au găsit numeroase statuete din piatră și în argilă. Principala divinitate este zeița, prezentată sub trei aspecte. Femeie tânără, mamă din naștere unui copil sau unui taur și bătrână, întovărășită adeseori de o pasăre de pradă. Divinitatea masculină apare sub forma unui băiat sau adolescent, copil sau amant al zeiței, și a unui adult cu barbă, călărind uneori animalul său sacru, taurul. Varietatea picturilor pe pereți este uimitoare. Nu există două sanctuare care să fie similare. Reliefuri ale zeiței, adesea înalte de 2 metri, modelate în ipsos, în lemn sau în argilă, și capete de tauri, epifania zeului, erau fixate pe pereți. Simbolistica sexuală este absentă dar sânul femeii și cornul taurului, simboluri ale vieții, se întrepătrund adeseori. Un sanctuar, datat în jur de anul 6200, conținea patru cranii umane așezate sub capete de taur fixate în perete. Unul din pereți este decorat cu picturi reprezentând vulturi cu picioare de om atacând oameni fără capete. E vorba, desigur, de un complex mitico-ritual important, dar a cărui semnificație ne scapă. La Hacilar, la un nivel datat cu aproximativ 5.700 de ani în urmă, zeița este arătată șezând pe un leopard sau în picioare, ținând un pui de leopard sau cu totul singură, în picioare, așezată, îngenuncheată, odihnindu-se sau întovărășită de un copil. Adesea este reprezentată goală sau încinsă cu o cingătoare minusculă. Tot aici este înfățișată fie tânără, fie mai în vârstă. La un nivel mai recent, cu aproximativ 5435 de ani, 5200 de ani în urmă, Figurinele înfățișând-o pe zeiță cu copil sau întovărășită de un animal, precum și statuile masculine, dispar. În schimb, ultimele faze ale culturii de la Hacilar sunt caracterizate printr-o ceramică admirabilă, bogat ornamentată cu desene geometrice. Cultura zisă de la Tei Halaf apare în momentul dispariției culturilor din Anatolia. Ea cunoaște cuplul și pare să fie creația unei populații coborând din nord, poate din fugarii de la Hacilar și cătăi Hiic. Complexul religios de la Tei Halaf nu diferă prea mult de culturile care ne-au reținut până în prezent. Morții erau îngropați însoțiți de ofrande, printre care figurine de lut. Taurul sălbatic era venerat ca epifania fertilității masculine imagini de tauri, brucanuri, motive ornamentale figurând capete de tauri descarnate, capete de berbeci și secura dublă, aveau desigur un rol cultural în legătură cu zeul furtunii, atât de important în toate religiile Orientului apropiat antic. Totuși, nu s-au găsit figurine masculine, în timp ce imaginea ale zeiței abundă Întovărășită de porumbei, cu sânii exagerați, reprezentată de multe ori în poziție ghemuită, e greu să nu recunoaștem imaginea exemplară a zeiței mame. Cultura halafiană a fost distrusă sau a dispărut către 4400-4300, în vreme ce cultura de la Obeid, originară din Irakul Meridional, se răspândea în toată Mesopotamia. Ea este deja atestată la Oarca, sumerianul Uruk, semitul Erech, către 4325. Nicio cultură preistorică n-a exercitat o influență comparabilă. Progresul în prelucrarea metalelor este considerabil. Topare de aramă, diverse obiecte din aur. Bogăția se acumulează prin progresul agriculturii și prin comerț. Un cap de bărbat aproape în mărime naturală și capete de animale în marmură au, desigur, o semnificație religioasă. Anumite sigilii de tip Gaura reprezintă diferite scene de cult. Personaje în jurul unui altar împodobit cu bucranuri, dansuri rituale, animale emblematice, etc. Figurile omenești sunt puternic schematizate. Tendința non-figurativă caracterizează de altfel întreaga cultură de la Obeid. Sanctuarele desenate pe amulete nu sunt copia unor edificii particulare, ci reprezintă un fel de imagine exemplară a templului. Statuete umane în piatră de far înfățișează probabil preoți. Într-adevăr, noutatea cea mai semnificativă a perioadei de la obeit este apariția templelor monumentale. Unul din cele mai remarcabile este Templul Alb, anul 3100, de 22,3 metri pe 17,5 metri, înălțat pe o platformă lungă de 70 de metri, largă de 66 de metri și înaltă de 13 metri. Această platformă încorporează resturile vechilor sanctuare și constituie un zicurat, un munte sacru al cărui simbolism ne va reține mai târziu. Edificiul spiritual al Neoliticului Pentru ceea ce ne-am propus ar fi inutil să urmărim difuziunea agriculturii și mai târziu a metalurgiei prin Egeea și Mediterana Orientală, în Grecia, în Balcani și în regiunile Danubiene și în restul Europei. E inutil de asemenea să urmărim difuziunea ei către India, China și Asia de Sud-Est. Să amintim doar că, la început, agricultura a pătruns destul de lent în unele regiuni ale Europei. Pe de o parte, climatul postglaciar permitea societăților mezolitice din Europa Centrală și Occidentală să subziste din produsele de vânătoare și pescuit. Pe de altă parte, cultura cerealelor trebuie adaptată la o zonă temperată și cu păduri. Primele comunități agricole se dezvoltă de-a lungul cursurilor de apă și la liziera marilor păduri. Totuși, propagarea agriculturii neolitice, începută din Orientul apropiat către anul 8000, se dovedește un proces ineluctabil, în pofida rezistenței unor populații, mai ales după cristalizarea păstoritului. Difuziunea culturilor plantelor alimentare avansa spre Australia și Patagonia, când s-au făcut simțite efectele colonizării europene și ale Revoluției Industriale. Propagarea cerii culturii vehiculează rituri, mituri și idei religioase specifice, dar nu e vorba de un proces mecanic. Chiar reduși cum suntem la documente arheologice, altfel zis necunoscând semnificațiile religioase, în primul rând miturile și ritualurile, constatăm diferențe uneori destul de importante între culturile neolitice europene și sursele lor orientale. E sigur de exemplu că Cultul Taurului, atestat de numeroase imagini în regiunile danubiene, provine din Orientul apropiat. Totuși nu există dovezi despre un sacrificiu al Taurului, așa cum se practica în Creta sau în culturile neolitice de pe Indus. Tot astfel, reprezentări de zei sau ansamblul iconografic zeiță-mamă-copil, figuri atât de comune în Orient, sunt destul de rare în regiunile danubiene. În plus, Asemenea, statuete n-au fost niciodată găsite în morminte. Unele descoperiri recente au confirmat în mod strălucit originalitatea culturilor arhaice din Europa de Sud-Est, adică a complexului pe care Marija Gimbutas îl numește Old European Civilization. Într-adevăr, o civilizație care cuprinde cultura grâului și a orzului, domesticirea oilor și a vitelor mari, a porcului, se manifesta simultan către anul 7000 sau mai înainte, pe coastele Greciei și Italiei, în Cretea, în Anatolia Meridională, în Siria și Palestina, și în Semiluna Roditoare. Ori, pe baza datării cu radiocarbon, nu se poate afirma că acest complex cultural și-a făcut apariția în Grecia mai târziu decât în Semiluna Roditoare, în Siria, în Cilicia sau în Palestina. Nu știm încă deocamdată care a fost impulsul inițial al acestei culturi. Dar nu există vreo dovadă arheologică pentru a indica un aflux de imigranți veniți din Asia Mică în posesia plantelor cultivate și a animalelor domestice. Oricare ar fi originea sa, civilizația europeană arhaică s-a dezvoltat într-o direcție originală, care o distinge atât de culturile Orientului apropiat, cât și de acele ale Europei centrale și septentrionale. Între 6500 și 5300 a avut loc un puternic avânt cultural în peninsula balcanică și în Anatolia Centrală. Un mare număr de obiecte, sigilii cu ideograme, figuri umane și animale, vase teriomorfe, imagini de măști divine, indică activități rituale. Către mijlocul mileniului al șaselea se mulțesc satele apărate de șanțuri și ziduri și putând să cuprindă până la o mie de locuitori. Un mare număr de altare și sanctuare și diverse obiecte cultuale vădesc o religie bine organizată. În stațiunea neolitică de la Căscioarele, la 60 de km sud de București, s-au sus la iveală rămășițile unui templu ai cărui pereți erau pictați cu magnifice spirale în roșu și verde pe fond al gălbui. Nu s-au găsit statuiete, dar o coloană de 2 metri și o alta mai mică indică un cult al stâlpului sacru, simbol al lui Axis Mundi. Deasupra acestui templu era altul, mai recent, în care s-a găsit modelul în Lut ars al unui sanctuar. Macheta reprezintă un complex arhitectonic destul de impresionant: patru temple situate pe un piedestal înalt. În peninsula balcanică au fost găsite mai multe modele de temple, adăugate la nenumărate alte documente: figurine, măști, diverse simboluri non-figurative. Ele indică bogăția și complexitatea unei religii, al cărei conținut rămâne încă inaccesibil. Ar fi de prisos să enumerăm toate documentele neolitice susceptibile de o interpretare religioasă. Vom face uneori referiri la ele evocând preistoria religioasă a anumitor zone nucleice: Mediterana, India, China, Asia de Sud-Est, America Centrală. Menționăm de acum că, reduse doar la documente arheologice și fără luminile aduse de către textele sau tradițiile anumitor societăți agricole, tradiții încă vii la începutul secolului, religiile neolitice riscă să pară simpliste și monotone. Căci documentele arheologice ne prezintă o viziune fragmentară și, în fond, mutilată a vieții și a gândirii religioase. Am văzut ce ne revelă documentele religioase ale primelor culturi neolitice culte ale morților și ale fertilității reprezentate prin statuetele zeițelor și a zeului furtunii, cu epifaniile sale, taurul, bucranul. Credințe și ritualuri în legătură cu misterul vegetației, asimilarea femeii, glie, plantă, implicând omologia, naștere, renaștere, inițiere. Foarte probabil speranța unei postexistențe, o cosmologie comportând simbolismul unui centru al lumii, și spațiu locuit ca o imago mundi. E de ajuns să luăm în considerare o societate contemporană de cultivatori primitivi ca să ne dăm seama de complexitatea și bogăția unei religii articulate în jurul ideilor de fertilitate și de ciclu viață-moarte-postexistență. De altfel, îndată ce primele texte vin să se adauge la documentele arheologice din Orientul apropiat, se constată în ce măsură ele revelează un univers de semnificații nu numai complexe și profunde, ci totodată îndelung meditate, reinterpretate și adesea pe cale de a deveni obscure, aproape de neînțeles. În anumite cazuri, primele texte care ne sunt accesibile reprezintă amintirea aproximativă a unor creații religioase imemoriale devenite desuiete sau pe jumătate uitate. E important să nu pierdem din vedere că grandioasa spiritualitate neolitică nu e transparentă prin documentația de care dispunem. Posibilitățile semantice ale documentelor arheologice sunt limitate și primele texte exprimă o viziune a lumii puternic influențată de ideile religioase, solidare cu metalurgia, cu civilizația urbană, cu regalitatea și cu un corp sacerdotal organizat. Dar dacă edificiul spiritual al Neoliticului nu ne mai este accesibil în ansamblul său, fragmente răzlețe s-au păstrat în tradițiile societăților țărănești. Continuitatea lucrurilor sacre și a anumitor ritualuri agrare și funerare nu ne mai trebuie demonstrată. În Egiptul secolului XX, snopul ritual este legat în același chip cum se vede pe monumentele antice care reproduc de altfel un obicei moștenit din preistorie. În Arabia Petreia, ultimul snop este îngropat și se cheamă bătrânul, adică poartă același nume pe care îl avea și în vremea Egiptului faraonic. Grâul fiert, care este oferit la funerarii și la parastase în România și în Balcani, se cheamă colivă. Numele colivă și ofranda sunt atestate în Grecia Antică, dar obiceiul este desigur mai arhaic. Se crede că îl regăsim în mormintele de la Dipilon. Leopold Schmidt a arătat că anumite scenarii mitico-rituale, încă în vigoare la țăranii din Europa Centrală și Sud-Orientală la începutul secolului 20, păstrează fragmente mitologice și ritualuri dispărute în Grecia veche, încă înainte de Homer. Deprisos să continuăm. Să subliniem doar că apar rituri s-au menținut timp de 4-5 de ani, dintre care ultimii 1000-1500 de ani, sub vigilența celor două religii monoteiste, cunoscute prin rigoarea lor, creștinismul și islamul. 15. Contextul religios al metalurgiei. Mitologia epocii fierului. Mitologiei pietrei șlefuite i-a urmat o mitologie a metalelor cea mai bogată și mai caracteristică, a fost elaborată în jurul fierului. Se știe că primitivii, ca și populațiile preistorice, au prelucrat fierul meteoritic cu mult înainte de a fi învățat să utilizeze minereurile feroase superficiale. Ei tratau anumite minereuri ca pietre, adică le priveau drept materiale brute pentru fabricarea de unelte litice, când Cortez i-a întrebat pe conducătorii asteci de unde și-au făcut rost de cuțite, aceștia i-au arătat cercul. Într-adevăr, săpăturile n-au dat la iveală nicio urmă de fier terestru în zăcămintele preistorice ale lumii noi. Popoarele pale orientale împărtășeau după toate aparențele ideea asemănătoare. Cuvântul sumerian, an-bar, cea mai veche vocabulă pentru a desemna fierul, cuprinde semnele cer și foc. E tradus în general prin metal celest sau metal stea. Timp îndelungat, egiptenii n-au cunoscut decât fierul meteoritic. Aceeași situație e la hitiți. Un text din secolul al XIV-lea precizează că regii hitiți utilizau fierul negru din cer. Dar metalul era rar, era la fel de prețios ca aurul și folosirea sa a fost mai degrabă ritualică. A fost necesară descoperirea topirii minereurilor pentru a se inaugura o nouă etapă în istoria omenirii. Spre deosebire de aramă și bronz, metalurgia fierului a devenit foarte repede industrială. Odată descoperit secretul topirii magnetitului sau a hematitului, procurarea unor cantități mari de metal n-a mai fost o problemă, căci zăcămintele erau foarte bogate și relativ ușor de exploatat. Dar tratarea minereului terestru se deosebea de aceea a fierului meteoritic. Ea era, de asemenea, diferită de tehnica topirii a ramei și a bronzului. Abia după descoperirea cuptoarelor și mai ales după punerea la punct a tehnicii întăririi metalului adus la incandescență, fierul și-a câștigat poziția sa predominantă. Metalurgia fierului terestru este aceea care a făcut acest metal apt pentru folosirea zilnică. Acest lucru a avut consecințe religioase importante. Alături de sacralitatea celestă, Immanent meteoriților ne aflăm acum în prezența sacralității telurice, la care participă minele și minereurile. Metalele cresc în sânul pământului. Peșterile și minele sunt asimilate matricei mamei pământ. Minereurile extrase din mine sunt într-o anumită măsură embrioni. Ele cresc lent ca și cum s-ar supune altui ritm temporal decât cel al vieții organismelor vegetale și animale, dar cresc totuși și ele se coc în întulecimile telurice. Extragerea lor din sânul mamei pământ este deci o operație făcută înainte de termen. Dacă li s-ar fi lăsat timp să se dezvolte, adică ritmul geologic al vremurilor, minereurile ar fi devenit metale mature, perfecte. Peste tot în lume, minerii practică rituri comportând o stare de puritate, post, meditație, rugăciuni și acte de cult. Riturile sunt cerute de natura operației care se are în vedere căci are loc o intrare într-o zonă sacră, știută ca inviolabilă. Se intră în contact cu o sacralitate care nu participă la universul religios cunoscut, o sacralitate mai profundă și, totodată, mai periculoasă. Exista sentimentul aventurării într-un domeniu care nu mai aparține de drept omului, lumea subterană cu misterele sale și cu lenta gestație mineralogică ce are loc în măruntaiele Mamei Pământ toate mitologiile minelor și munților, nenumeratele zâne, genii, elfi, fantome și spirite, sunt epifaniile multiple ale prezenței sacre pe care omul o înfruntă pătrunzând în nivelurile geologice ale vieții. Încărcate de această sacralitate întunecoasă, minereurile sunt îndreptate apoi către cuptoare. Atunci începe operația cea mai grea și cea mai aventuroasă. Meșterul se substituie mamei pământ pentru a accelera și desăvârși creșterea, Cuptoarele sunt într-o anumită măsură o nouă matrice, artificială, în care minereul își desăvârșește gestația. De aici numărul infinit de precauții, taburi și rituale care însoțesc topirea. Metalurgul, ca și fierarul și ca și mai înainte olarul, este un stăpân al focului. El operează prin foc trecerea de la o stare la alta a materiei, în ce îl privește pe metalurg, el accelerează creșterea minereurilor, le face coapte într-un interval miraculos de scurt. Fierul se dovedește a fi mijlocul de a face mai repede, dar și de a face altceva decât ceea ce era deja în natură. Acesta este motivul pentru care în societățile arhaice, topitorii și fierarii sunt renumiți ca stăpânei focului, alături de șamani, vindecători și magicieni. Dar Caracterul ambivalent al metalului, încărcat de forțe în același timp sacre și demonice, se transmite metalurgilor și fierarilor. Aceștia sunt ținuți la înaltă cinste, dar totodată temuți, îndepărtați sau chiar disprețuiți. În numeroase mitologii, fierarii divini făuresc armele zeilor, asigurându-le astfel victoria împotriva dragonilor și a altor ființe monstruoase. Într-un mit cananean, va Vahasis, literal îndemânatec și viclean, făurește pentru Baal cele două măciuci cu care îl va dobori pe Iam, stăpânul mărilor și al apelor sub pământene. În versiunea egipteană a mitului, Ptah, zeul olar, făurește armele cu care Horus îl va înfrunge pe Set. Tot astfel, faurul divin lucrează armele lui Indra în timpul luptei sale cu Vtra, Hefaistos făurește fulgerul datorită căruia Zeus va triumfa asupra lui Tifon. Dar cooperarea între faurul divin și zei nu se restrânge doar la ajutorul dat în lupta decisivă pentru suveranitatea lumii. Faurul este în egală măsură arhitectul și artizanul zeilor. El conduce construcția palatului lui Baal și înzestrează sanctuarele altor divinități. Mai mult decât atât, acest zeu faur, are legături cu muzica și cântecul, tot astfel cum în numeroase societăți, fierarii și căldărarii sunt de asemenea muzicieni, poeți, vraci și vrăjitori. La niveluri variate de cultură, dovadă de mare vechime, se pare că există o legătură intimă între arta faurului, tehnicile oculte, șabanism, magie, practica vindecării și arta cântecului, a dansului și a poeziei. Toate aceste idei și credințe dezvoltate în jurul meseriei minerilor, metalurgilor și fierarilor au îmbogățit considerabil mitologia lui Homo Faber, moștenită din epoca pietrei. Dar dorința de a colabora la perfecționarea materiei a avut consecințe importante. Asumându-și responsabilitatea de a schimba natura, omul s-a substituit timpului. Ceea ce ar fi avut nevoie de eoni întregi pentru a se coace în adâncimile subpământene, meșterul crede că o poate face în câteva săptămâni, căci cuptorul înlocuiește matricea telurică. Milenii mai târziu, alchimistul nu va gândi al minteri. Un personaj din piesa lui Ben Johnson, The Alchemist, declara Plumbul și alte metale ar fi fost aur dacă ar fi avut timp necesar să devină. Iar un alt alchimist adaugă și aceasta este ceea ce facem noi prin arta noastră. Lupta pentru stăpânirea timpului, care va cunoaște cel mai mare succes odată cu produsele sintetice, obținute de chimia organică, etapă decisivă în prepararea sintetică a vieții, această luptă pentru a se substitui timpului, care îl caracterizează pe omul societăților tehnologice moderne, era deja angajată în epoca fierului. Vom cântări mai târziu semnificațiile sale religioase. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la acest canal apăsând butonul roșu de abonare și clopoțelul pentru a primi o notificare când apare un video nou. De asemenea, puteți căuta acum cărțile sau eseurile preferate pe lecturi online podcast pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast și YouTube, oricând preferați și oriunde preferați. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc că ați ascultat acest podcast. Până data viitoare, vă invit să răsfăim împreună prin cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!